Bună ziua! Ați fost convocați în ședința ordinară Consiliului Local al orașului Slănic Moldova prin dispoziția 173 din 18 august 2016. Sunt prezenți 12 consilieri din 15 în funcție. Ședința se poate desfășura fiind majoritatea consilierilor prezenți. Și o rog pe doamna președintă să preia conducerea. Bună ziua! Aș vrea să-i salut pe domnii consilieri și pe domnii invitați. Trecem direct la lucru. Primul punct este să votăm procesul verbal de la ședința precedentă, pe care l-ați primit, fiecare consilier l-ați primit anterior, dacă există discuții. Domnul Munteanu, bine ați venit. Tocmai am început. Sunt 14, înțeleg? Tocmai am început. Bine, bine, domnul Județ. Da, deci dacă există discuții sau întrebări în legătură cu procesul verbal al ședinței anterioare care s-a desfășurat în 20.07.2016. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Da, în unanimitate s-a aprobat procesul verbal al ședinței precedente. Vom trece la ordinea de zi. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să votăm suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova privind obținerea licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor minerale terapeutice din perimetrul Slănic Moldova, județul Bacău. Dacă există discuții sau dezbateri în legătură cu... Dacă sunteți de acord, dacă nu, supunem la vot suplimentarea. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest punct, cine este pentru? Și mai era problema cu diversi întotdeauna. Vreau să asta fac. Este deja este pe ordinea de zi. Da, este, vreau să diverse fac. Diverse este pe ordinea de zi. La diversi două interpelări. Se abține împotrivă? Nu este nimeni, da? Acum trebuie să supunem la vot întreaga ordine de zi. Acum, dacă doriți, pot să o citesc, dar fiecare dintre dumneavoastră ați primit-o. Cum puteți? Că știți de față. O aveți, probabil, în materialele pe care le-ați primit de la noi. Deci trebuie să supunem la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Atunci trecem la primul punct de pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Slănic Moldova, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 2 din 29 ianuarie 2016 și rectificat prin hotărârea Consiliului Local numărul 25 din 4 martie 2016, numărul 38 din 31 martie 2016 și numărul 71 din 26 iulie 2016. Discuții, dacă cineva pe marginea acestui... Dacă nu, supunem avizului comisiilor. Comisia juridică... Favorabil. Economică, favorabil. Și Comisia de urbanism? Favorabil. Atunci supunem la vot acest proiect. După cum știți, discuțiile s-au purtat în comisii și atâta vreme cât avem acordul lor, fiecare să... Deci exprime votul. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, abțineți? Nu. Am fost târziu. Atunci trecem la următorul punct pe ordinea de zi, și anume proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local, oraș Slănic Moldova, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul școlii cu clasele 1-8, numărul 1 din Slănic Moldova. Aici trebuie să facem propuneri pentru o persoană care se reprezintă Consiliul Local în această Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității. Vă rog. Eu l-aș propune în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, la nivelul Școlii Gimnaziale numărul 1 Slănic Moldova, pe domnul consilier Moraru Berone. Alte propuneri, vă rog, domnule. Domnul Cotescu. Așa. Dacă permiteți, eu aș face întâi o paranteză și pe urmă aș veni cu o propunere. Dintre noi toți, cel mai apropiat de învățământ este doamna Tudoreanu, fiind și activă. Este în Consiliul de Administrație. În cazul ăsta nu se poate. Eu aș fi mers pe această propunere. În cazul în care această variantă nu e valabilă, eu aș zice să promovăm un tânăr. Și l-aș propune pe domnul Rotaru.
Pentru că e tânăr și are și posibilitatea în cei 4 ani, știu eu, să devină, știu eu, și mult mai activ și mult mai bun vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în învățământul din Slănic Moldova. Alte propuneri, dacă mai avem? Domnul Rotaru, nu dar... sunt de acord. Adică nu-mi permite timpul și nu vreau să nu fiu deplin implicat. Atunci rămâne domnul Benone Moraru și domnul Cotrim. Nu, eu la fel, nu. Sunt de 2 ani rupt de această activitate. Deci nu, vă exprimați, refuzați. Bun, atunci rămâne domnul Benmoraru, urmează să votăm, dacă suntem de acord. Cine este pentru domnul Benmoraru? Împotrivă? Se abține cineva? O abținere. A, o abținere. Odată ce am făcut propunerea, era normal să nu abținem. Deci, 14. Așa, avem nevoie și de avizele comisiilor pentru acest punct. Favorabil. Comisia Economică favorabil, favorabil. 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 Atunci trecem la punctul următor, punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre pentru completarea programului anual al achizițiilor publice al Unității Administrative Teritoriale Oraș Slănic Moldova pentru anul financiar 2016, aprobat prin hotărâre de Consiliul Local Slănic Moldova numărul 28 din 04 martie 2016 și completat prin hotărâre de Consiliul Local numărul 40 din 28 a 4 a 2016. Discuții? Când sunt pe marginea acestui proiect? Atunci am să cer avizul comisiilor. Favorabil. Comisia Economică favorabil. Supunem la vot numărul 3 pe ordinea. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la următorul proiect, la următorul punct pe ordinea de zi, numărul 4, proiect de hotărâre pentru desemnarea membrilor Adunării Generale a Asociațiilor la SCE APA SERV, Salubrizare SRL Slănic Moldova. Deci aici trebuie cineva să își exprime o propunere. Da, asta la ședința trecută am votat, ați votat ca toți consilierii din Consiliul Local să fie membri în adunarea generală de la Util Prest și propunerea mea este la fel ca toți consilierii să fie membri în adunarea generală de la APASER, întrucât acționarul, asociatul, acționarul acestor SRL-uri este Consiliul Local. Și pentru informare, pentru a întări puterea de decizie, pentru a avea o abordare din toate aspectele politice de la Slănic Moldova, propunerea mea este aceeași ca toți consilierii să fie membri în adunarea generală de la APASER. Atunci urmează să votăm, să punem la vot această comisie. Mai întâi, avizul comisiilor. Favorabil. Comisia Economică favorabil. Domnul Cazacu? Domnul Cazacu. Favorabil. Le-am transmis, o scris favorabil. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Trecem la punctul următor, pe ordinea de zi, numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIC. După cum știți, am discutat ieri în cadrul comisiilor, dacă există discuții sau întrebări sau... Atunci supunem la vot. Auziți, cu ADIC-ul ăsta am discutat noi ceva, dar până la urmă n-a... Bun, domnul Munteanu, pentru că... Și știi ce înseamnă. Da, știm ce înseamnă. Între timp am aflat faptul că... Noi am discutat ieri detaliat, dar vă spun foarte pe scurt. Asociația ADIP este rezultatul asocierii tuturor administrațiilor publice din județul Bacău. Respectiv, Slănic Moldova are o hotărâre de Consiliul Local și este parte a acestei asociații. Și ADIP și ADIS din 2008. În acest sens, noi chiar dacă nu avem un beneficiu de pe urmă acțiunea acestor asociații ADIP și ADIS, ca membri în această asociație avem obligații și votăm. Altă dată ne-am dus, altă dată nu ne-am dus. Nu vreau să facem un istoric al trecutului acestor acțiuni a noastre față de asociație. Cert este că dacă pentru ADIP nu avem repercursiuni de cotizație mari,
adică suma este rezonabilă, la ADIS avem o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă în decembrie 2015, prin care trebuie să plătim cotizație de 75.000 de RON. Suma de 75.000 de RON, care este o datorie certă a primăriei OAT Slănim Moldova către ADIS, este câștigată în instanță. Anul acesta cotizația este 3.000 de RON. Respectiv, noi, dacă în calitate de membri nu luăm decizii, indiferent de situație, vom achita pentru că suntem parte a acestei asociații. Dar perspectiva este ca să întărim relațiile de colaborare în sensul în care legea este foarte clară. Nu se fac pe teritoriul unui județ mai multe asociații pentru apă, mai multe asociații pentru gunoi. Și atunci, noi oricât am vrea să fim separat de cele 59 de unități din județul Bacău, pentru că între timp am informat, sunt trei unități care nu sunt beneficiari, adică nu au primit investiții de apă și investiții de canal. Slănim Moldova, Târgu Ocna și Helegiu. Târgu Ocna deja a făcut pași în acest sens și dumnealor au primit investiții de canal de 12 milioane de RON în ultima 12 milioane de euro sau de RON, nu vreau să fiu apă și canal, dar ca și colaborare pe colectarea gunoaielor, Târgu Ocna doar aici este separat, în rest a beneficiat. Noi nu am beneficiat de niciun leu, niciun container, niciun coș de gunoi, dar repercursiunile sunt clare. Suntem membri, trebuie să plătim cotizație și mai mult, pentru viitor, va trebui să ducem gunoiul la groapa numărul 1. Celula 1, groapă. I-am spus celula numărul 1 la Bacău. Nu există altă posibilitate. Așa că propunerea mea este să rămânem activi în această asociație, să găsim resursele, să plătim datoriile noastre de cotizație, să încercăm să negociem poziția noastră ca membru, să și beneficiem. Am avut o discuție personală cu domnul director Seto al asociației ADIS și mi-a spus: ați ratat ocaziile să beneficiați pe fonduri europene de sprijinul nostru, de la mașini de transport, a colectat, transportat, la pubele individuale și colective, la colectare selectivă a deșeurilor, la acel proiect care, până la urmă, noi trebuie să-l punem în aplicare, că normele europene sunt foarte clare. Colectarea selectivă trebuie să crească de la 3,5% cât este acum, la 70% în 2020. Noi dacă nu începem colectarea selectivă din 2016, nu o să atingem ținta în 2020. Este un proces greu, dar lipsa asta, fermitatea cu care administrația trecută de la Slănim Moldova a fost că noi facem noi o insulă aici pe direcția asta, vreau să vă spun că nu a fost o decizie corectă. Și astăzi, peste faptul că n-am beneficiat, vom ajunge tot acolo. Domnul primar, dar chestia este că la apă, am participat la ședința de Consiliu la Târgu Ocna, când cei de la CRAP, în timpul cu domnul Vreneală și cu acest domn, zica, cu domnul Găină și cu ăștia, dacă ne vom asocia cu apa, nu știu care e avantajul Slănicului, decât că vom plăti apă cât o să vrea CRAP. Asta e, eu vă spun categoric, 100%. Chiar dacă nu place, eu spun ce va fi. Dacă cu partea de gunoi, este normal până la urmă să ne asociem, că nu avem altă soluție, că nu putem să-l ducem pe dealuri, că cu apa sunt convins că nu avem de ce să ne asociem, că nu avem niciun avantaj. Dar noi suntem în asociație, domnul consilier. Dar nu trebuia să fim deloc. Dar nu numai la și momentul ăla. Și la Târgu Ocna și-au bătut joc și de canalizare, și-au bătut joc și de Bun. Apă. Vă dau exemplul Comăneștului, care a fost în asociație, s-a separat și a venit înapoi. Adică sunt exemple, dar haideți să vorbim despre apă. Slănim Moldova la momentul acesta are cea mai ieftină apă din județul Bacău, da?
dumneavoastră... Când o are, nu stați, când, când o are. Calitatea apei, să-i spun continuitatea livrării apei, adică noi avem fluctuații, dacă plouă o săptămână nu putem, și mai mult, rețeaua de distribuție a apei care trebuie îmbunătățită, investiții mari, pentru că la momentul acesta noi... Plus că două treimi din locuitori nu au canalizare. Noi livrăm apă din 100% cât producem, se pierde sau se fură 66%. Adică noi dacă nu îmbunătățim aceste lucruri, și eu nu spun că trebuie să ne... Este dar părerea mea. Dar haideți să cu cei de la apă canal nu avem nici să ne asociem 100%, pentru că, domnul consilier, nu vor face ei canalizare pe Cireșoaia niciodată în viața lor, pentru că știm ce fel au mâna, numai greblă, iar cu apa vor impune prețul lor. Domnul Munteanu, la momentul acesta noi nu discutăm asocierea, pentru că ea este făcută din 2008 de Consiliul Local a luat atestă din Moldova. Astăzi se discută doar... Noi la momentul acesta nu discutăm asocierea, discutăm că ăla modifică statutul și noi Moldova... fondator, ce suntem? Membru fondator, suntem la amândouă. Ce să discutăm asocierea? Domnul Cazacu, eu mi-aduc aminte că am fost și la Revoluție și am fost și în partea aia la altă și se spunea la Revoluție că se termină cu CAP-urile și cu centralizarea. Ori aceste asocieri sunt niște CAP-uri unde câștigă unii. Atât. Eu vă spun că chiar dacă nu place, asta este realitatea. Astăzi noi nu hotărâm că ne dau ei apă. Bravo Bacău și-a bătut joc de Târgu Ocna și de Dărmănești, cel puțin localitățile la care le bat, și chiar și Comănești, unde a băgat apă, nu, pardon, la Comănești nu, a băgat apă și duceți-vă pe Tisești, m-am dus duminică la Brașov, să vedeți cum a asfaltat. Că ăștia sunt și au obligat pe cei de la Târgu Ocna să semneze recepția lucrării lui Ierbaș. Asta e boală națională, da? Mă rog. Nu, dar domnul, hai să terminăm cu boala. Haideți să o luăm pragmatic. Dacă acum se pune problema să aprobăm că se modifică două articole din statutul Adibului și cinci articole, păi da, dar este părerea dumneavoastră, este și părerea mea, dar nu este obiectul discuției de astăzi. Dar suntem băgați în... Adică astăzi, astăzi noi... Cert este că nici prin Adib, nici prin forțe, nici prin forțe proprii, prin promovarea unui proiect european, nu s-a făcut nimic în domeniul furnizării apei potabile și a canalizării. Nu s-a făcut nimic. Ce se poate face este alta. Fără Adib. Să poate face. Da. O să mai citesc o dată ce votăm. Nu, e clar, e clar. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Nu hotărâm astăzi dacă... Dacă investește Adibu sau altcineva. Dacă și mai sunt încă... Dacă îmi dați voie. Dacă totul se limitează fără să afecteze apa Slănicului și pe locuitori, nu e niciun fel de problemă ca să votăm modificările din regulament. Știți ce a făcut la Târgu Ocna? I-a lăsat și a zis, da, domnule, nu vă impunem noi prețul crabului. Și după aia a venit și a zis, primăriei, plătește tu diferența de preț care au zis-o crabul față de cât ați hotărât voi în Consiliul Local. Dați-mi voie să explic, că știu exact despre ce. Eu știu exact că am fost în ședință. Da, dar astăzi vor pe ordinea de zi este cu totul acela. De o chestie formală. Noi suntem membri din 2008, ei și-au schimbat statutul și noi acomodăm statutul. Această discuție va fi probabil prinsă la un moment dat într-o altă ședință. Trebuie prinsă într-o altă ședință în care noi să vă hotărâm. Și atunci se poate excludere din, de exemplu, să veniți cu o propunere? Nu excludere, continuare, știu eu, membri în această formațiune. Domnul Munteanu, domnilor consilieri, în această asociație sunt 62 de UAT-uri. Dacă din 62 de UAT-uri 30 votează că nu sunt de acord și 32 votează că sunt de acord, statutul asociației prevede că majoritatea stabilește. Și atunci, eu vă spun, votați da, votați nu, statutul asociației este rezultatul votului celor 62 de membri. Și dacă și o comună... Democratic? Au făcut-o Consiliul Local de la Stănii Moldova, au fost membri fondatori și au votat acest statut. Nu știu nici ce cu ei. Păi și atunci noi ce vină avem astăzi? Da.
Haideți să, haideți să nu... La fel sunt și următoarele puncte, deci ceea ce discutăm astăzi se duce la punctul 8. Da, nu, domnul. Dar asta o să o discutăm separat într-o altă ședință atunci când propunem. Nu are legătură. Nu să schimbăm statutul, nu are nicio legătură că noi în viitor vom da apă de la ăștia de la prin Bacău sau la direct cum e acum. N-are nicio legătură. Haideți să supunem la vot. Dar dumneavoastră nici n-ați citit nimic, așa știți acum. Păi dacă așa e legea, îți pui apoi. N-ați fost nici general, acum nici n-ați citit materialul ăsta și aveți opinia, mă, știți? Noi am discutat și ieri și azi. Haideți să supunem la vot numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Avizul comisiilor mai întâi. Este favorabil. Favorabil Comisiei Economice. Să... Cine este pentru? Deci ei își schimbă statutul, nu mai să acomodeze. Se abține cineva? Împotrivă? Trecem la următorul, care este de același gen, adică proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău. ADIS. ADIS de data asta. Avizul comisiilor, vă rog. Este favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Numărul 7. Legat de cele dinainte, proiect de hotărâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a celulei 2 din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide, județul Bacău. Avizul comisiilor, vă rog. Dacă sunt discuții. Comisiile? Favorabil. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Numărul 8. Trecem la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei 2 a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu. Discuții, vă rog, dacă are cineva. Comisiile? Avizul favorabil de la domnul Cazacu. Favorabil. Favorabil din partea Comisiei Economice. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare, depozitare a deșeurilor celula 2 a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Discuții, vă rog, dacă cineva. Comisiile? Domnul Cazacu, favorabil. Domnul Fabișa, favorabil. Da, celula a doua are prețul, are prețul 48, pentru că ele au fost negociate la început din banii de pe celula 1. M-am informat, domnul administrator, eu nu susțin că trebuie să crească prețul, nu este, este ultimul lucru ca noi să luăm un ban în plus la populația de la Senin Moldova. Ce interes este un cicaș am avea noi acum? Da, adică avem vreun interes din ăsta, poate patrimonial, nu știu. În schimb, planul lor pe 25 de ani a fost stabilit atunci când cei care, nu dumneavoastră, nu știu cine era atunci, au votat și de fapt acum nu se face decât o actualizare a acestui plan. Și ei au făcut așa, Comunitatea Europeană a dat bani să se facă celula numărul 1 și să se doteze cu mijloace de transport, de depozitare și așa mai departe, pe tot județul Bacău. Cineva și-a încordat mușchii și a spus, eu nu vreau, doamne, să beneficiez de niciun serviciu. Astăzi suntem în situația că noi trebuie să fim de acord că altfel nu avem nicio ieșire pe 25 de ani. El trebuie să facă celula numărul 2 și după aceea din celula numărul 2, celula numărul 3 și numărul 4. În schimb, știți ce ne-a spus domnul administrator? Nu votați chestia asta, niciun fel de problemă. Veți duce gunoiul direct în celula 2. Pentru că nu suntem partenerii lor. Adică noi să reducem discuția asta la următorul aspect. Noi ori suntem o voce puternică în această asociație și ne spunem părerea și o putem influența ca să avem un avantaj, ori nu ne ducem deloc ca și până acum și ceilalți vor face prețul pentru noi. Adică avem de a face cu două variante care amândouă ne vor aduce în aceeași situație, dar care varianta propusă de mine
ca să fim o voce acolo, să ne susținem punctul de vedere, să negociem niște condiții bune pentru cetățenii noștri, este preferabilă față de varianta cealaltă în care în continuare vom face acest. Asta este, de tot fapt. Cum ei ne vor da instanță, tot va trebui să plătim cotizația și... Sigur, ești asociat acolo, ești membru, n-ai nicio problemă. Deci, dacă nu știm... De la 20 la 48, începând de la anul viitor, mi se pare o sumă prea mare. Dar este pentru Stănii Moldova 48 sau este... Nu, mai este 20, pentru toți. Deci, nu, pentru noi, n-ați înțeles. Nu, mai pentru toată lumea. Toată lumea. Și atunci, noi la ce putem hotărâ noi aici, în sala asta, acum? Este nimic. O notă de fundamentare. Aici, ca să-mi spun așa părerea, trebuie să fii prea specialist să o poți contrazice chestia asta. Adică să o argumentez că el, celula 2, este estimată la proiect, la proiectare, că el trebuie să facă din banii de pe celula 1 reper. Știți unde este problema, de fapt? Noi nu avem venituri din reciclarea deșeurilor. Și când o să ajungă în Consiliul de Administrație, în adunarea generală la Util Press, atunci o să... Nu suficiente. Nu suficiente. Veniturile alea, domnul administrator, trebuie să compenseze generarea, veniturile care vor fi generate, trebuie să le aducem să facem investiții. La Stănii Moldova, activitatea asta de colectare selectivă, care ar trebui hârtia să fie hârtie, PET-ul să fie PET și să fie vândute, că alea se comercializează pe piață, trebuie să genereze venituri ca și la alte OATE. Poți să vă dau un răspuns la veniturile pe anul trecut și pe anul ăsta? Dacă vrei, poți să... Păi da, dar la momentul acesta suntem în afara subiectului, în sensul în care... Iar dacă ați obținut atâtea venituri, haideți să cumpărăm o mașină nouă, să ducem la Bacău, trebuie să ne ducem. Aveți cu ce nu? Nu avem voie. Noi suntem mici, suntem puși în fața faptului de acești domni de la Bacău, care au creat aceste două asociații, care sunt niște... Așa, și ce putem face noi în ședința? Nu, stați un pic. Păi ce putem face? Să facem ceea ce a spus domnul primar, cred că e bine, vis-a-vis cu noi, să fim parte ca să putem negocia un preț. Exact. Pentru că altfel știți ce s-a întâmplat? Trebuie să discutăm liber. Asta este, cel mai important aspect, domnul Munteanu. Noi suntem producători de gunoaie. Și ca familie, ca gospodărie, și ca stațiune. Vin cu porbagajul, cu chiftele și cu asta și lasă gunoaiele la stănic. Nu. Noi vrem să avem turiști, ne asumăm și acest aspect. Domnul primar, noi la nivel de țară am scos 9% TVA la turism. Oare, domne, ăștia, pentru stațiunea care acumulează, foarte bine ați precizat, acumulează gunoaiele de la atâta lume care vine la noi în oraș, n-ar putea să facă un preț mai jos? Nu vorbim numai, pentru că știți ce se va întâmpla? Ceea ce se spunea sau la ședința trecută, se vor arunca cu noi, nu știu ce cu vezi, iar oamenii le vor da pe dintre la vale. Data trecută m-ați împuternicit să fiu membru în acest adis și adic. Data asta modificăm un articol 235 din statutul lor și niște lucruri. Eu vă asigur că în această asociație, când vă voi reprezenta pe dumneavoastră și cetățeni de la Stănic, o să fiu un bun profesionist și o să țin să tragem cât mai mult, să avem avantaje la Stănii Moldova. Dacă nu voi avea posibilitatea asta, nu voi face. Dar dacă voi avea posibilitatea, sigur că voi fi... uitați, să plânge un primar de municipiu, ca să nu dau un nume. Spune, doamne, cum pot eu să fiu o voce în această asociație dacă ăla de la Stănic nu vine, ăla care-s cu problemele mari, și vine comuna, dau comuna cu 2000 de locuitori și votul ei este egal cu un municipiu de 60.000 de locuitori. Și atunci, asociația odată făcută pe modelul acesta se bazează pe aia mulți și care gunoiul este 3 lei sau de eu prin asta vă confirm că nu sunt mulțumit de cum s-a făcut. Dar astăzi, ce pot face, ce poate să facă primarul de la Stănii Moldova mai mult decât să ducă mai departe niște înțelegeri făcute de vechile administrații și vechile consilii locale. Nu eu am făcut această înțelegere. Nu? Dacă se negocia la constituirea asociației, se negocia pe criterii de forță, asociația asta nu s-ar putut fi face, nu s-ar fi făcut în condițiile astea. Un astfel de statut. Da?
putea să spună 30% vot au ruralul pentru că-s puțin sau procentual cu populația. Spunea, da, doamne, ai vot 180.000 are Bacău cetățeni. Votul Bacăului este un vot care nu, nu este, are procentual. Are, are comuna cu tare 2.000 de locuitori, votează și el. 1%. Da? Și atunci, sigur că cei afectați ar fi avut un vot important. Este o nemulțumire cu toții cu care am discutat și comisia care a fost, am făcut o echipă tehnică, ne-am dus, știm foarte bine ce se întâmplă la Târgocna, la Dărmănești, la Moinești, la Comănești. Am vizitat inclusiv centrul de colectare selectivă. Dumneavoastră știți că la Comănești se muncește și se colectează, se sortează. Cel mai bine, aș zice, dintre toate localitățile. Și prețul gunoiului rezultat are același preț ca și cum l-ai face vrac pe ăla care îl găsești și îl dai. Nu-ți dă nicio facilitate, pentru că noi nu avem un utilaj care presează ca să scoată lichidele de acolo. Și din cauza asta nu poți să ai o reducere de la aia 24, respectiv 48 de lei, nu poți să ai o reducere când îl duci la groapă aproape rezolvat. El spune, nu, eu îl mai trec printr-o fază și vă dați seama, la nivelul nostru, odată că nu se justifică ca număr de locuitori, cât suntem noi. Adică, și încă un aspect, apropo, și cu asta să închei cu prețul la gunoi, noi o să avem o mare problemă să punem prețul la gunoi, să-l schimbăm de pe gospodărie pe persoană. Pentru că într-un final o să trebuiască să ne alem, nicăieri în județul Bacău nu este pe gospodărie. Este pe persoană. Și îmi spune domnul administrator, da, este pe gospodărie și acolo stau trei familii în gospodăria aia. Și o bătrână, mama mea, care este singură, plătește gunoi pe gospodărie. Dar să plătească singură tot atât dacă... Păi acum este dezavantajată și este avantajată. Atunci dacă 9-100 de 10 lei, nu tot atât, într-un an de zile cât vine. Nu. Nu. A venit un milion și ceva. Ia spune, domnul primar. Deci, la început, tot câteva ateuri s-au unit într-o asociație Eco Valea Muntru, pentru care și Slănic Moldova. Cu Comănești. Cu Comănești. Eco Valea Muntru, Comănești. Și ce s-a, prin înțelegere care a avut potrivit și ce s-a propus? Dom'le, toate dotările, toate utilaje care vin să fie împărțite la toate hotelurile corespunzător. Și după ce au venit utilajele, ei și-au le-au oprit pentru dânsii. Nu a dat la niciun hotel niciun fel de utilaj. Și atunci am fost obligați să ne retragem de la Eco Valea Muntelui și la altă parte unde? Să mergem la monopolul Bacău, la Adis Bacău, care ne-a obligat să stăm cum vrem, cum vor dânsii. Ei au decis, noi suntem obligați. Dar la momentul acesta, da. Comănești este membru în ADIP și în ADIS la Bacău. Da, dotarea care o are dâns, duce tot selectat, au cum, păi, au tot celul de compactare, au mașini de transport. Constat că ați fost până de linie, nu v-a dat nicio mașină. Nu, păi dar ne-au fentat. Așa ne-au fentat și cei de la ADIS Bacău. Noi nu suntem, noi suntem în măsură. Dar noi avem pe cineva care nu ne-a fentat, până acum să mergem la ei. Da, asta este. Dar să știți, prețul de cost pe familie, pe persoană, va fi mult mai mare, că suntem mai punctul mai nord decât județul. Da. Da. Bun. Eu zic să propun să... Dar la Târgovna avea anunț o mașină de asta, ce-o propun cu secție din asta? Votăm punctul nou. Cine este pentru? Ce? Singura autoritate autorizată de ANRSC este întreprinderea de specialitate. Dar da. Putem să trecem mai departe? La rubrica este, după ce termini ședința... Da, da, da. Puteți să rămâneți să discutați după ședința? Apa și bunoi, subiect în veșnic. Și probabil că le vom discuta între rezolvare. Da, haideți. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință în cadrul Consiliului Local al orașului Slănic Moldova pentru o perioadă de cel mult 3 luni calendaristice începând cu luna septembrie 2016. Aici trebuie să facem probleme. Deci cineva care să mă înlocuiască pe mine, că eu am făcut deja 3 luni. Și pentru următoarele 3 luni, cineva trebuie să fie președinte de ședință. De la prima ședință am propus-o pe doamna Tudureanu. Mențin propunerea, da. Eu propun să se facă în ordine alfabetică. Corect. În 4 ani sunt cel mai puțin 16 ședințe, în afară de alea extraordinare. Sunt 15 consilieri.
dacă se face în ordine alfabetică, ar veni rândul fiecărui consilier odată și eventual la extraordinare și la celelalte. Dumneavoastră stabiliți, nu este... scade eficiența. Bun, dar noi astăzi nu trebuie să hotărâm cine va fi președinte de ședință pentru următorii 4 ani, ci doar pentru următoarele 3 luni. Dacă e propunerea doamnă Tudoreanu, dacă luăm în ordine alfabetică, următorul ar fi domnul Alex Catanu, așa că eu îl propun pe domnul Alex Catanu. Și avem două propuneri și votăm. Pentru că nu trebuie să votăm acum ce va fi pentru 4 ani. În ordine alfabetică, poate interveni pentru următoarea situație. O lună sau pentru 3 luni? Acum îl alegem pentru următoarele 3 luni. Sunt colegi care pot avea probleme în perioada asta. Cei care se știu că nu au probleme în lunile, știu eu, august, septembrie, octombrie, noiembrie, nu e niciun fel de problemă ca să fie propuși eu peste 3 luni de ședință. Mă gândesc la concedii, mă gândesc știu eu. Da, înseamnă că nici nu participă la ședință dacă are. Nu participă dacă el are probleme. Că mie mi se pare să fii președinte de ședință este practic o formalitate, ai preluat conducerea ședinței, dar tot trebuie să participi. Dar oricum trebuie să participi în mod cert. Sigur, și să votezi. Exact. Noi mai alegem doar pentru următoarele 3 luni. Da. Peste 3 luni vom mai alte propuneri, dacă atunci haideți să facem votul. Dar și în ordine alfabetică. Deci, nu mai... Cine votează? Păi da, domnul Catană exact în ordine alfabetică urmează, după Antone Catană. Asta de asta l-am și propus. Da, dar nu s-a înțeles și de-aia propus. Să votăm și pentru fiecare. Haideți să votăm pentru fiecare, pentru că dacă s-a propus, așa este corect. Da. Și cine, cine votă mai bine pentru prima propunere, doamna Tudoreanu, cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Și pentru... S-a înțeles. Tudoreanu nu este în alfabet. Și pentru a doua propunere, și domnul Catană. Cine este pentru domnul Catană? Cine este pentru domnul Catană? Votez să nu votez. Așa. Țineți mâna sus, că n-am numărat. Eu votez pentru se poate păstra ordinea alfabetică sau nu, dumneavoastră stabiliți? Deci peste 3 luni stabilim... Ce este important să se respecte proporționalitatea, adică să aibă posibilitatea fiecare dintre dumneavoastră să conducă o ședință, că așa este corect și așa e bine să... Pentru următoarele 3 luni, președinte de ședință va fi domnul Alex Catan. Așa, ultima. Trecem la următorul punct de ordinea de zi. Prezentarea deciziei numărul 46 din 03 august 2016 emisă de directorul adjunct al Camerei de Conturi Județul Bacău pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în raportul de audit numărul A28 de 1163 din 6 iulie 2016 încheiat în urma acțiunii auditului Auditul financiar privind contul anual de execuție bugetară pentru anul 2015, efectuată la Unitatea Administrativă Teritorială Oraș Slănic Moldova. Și aici îl rog pe domnul primar să ne prezinte. Îmi pare rău că trebuie să prezint situația asta care este dezastruoasă pentru viitorul UAT Slănic Moldova. Mi-am propus și am subliniat aici să spun doar faptele și sumele, în așa fel încât să nu dureze foarte mult. Dumneavoastră ați primit materialul și puteți să puneți întrebări eventual din ce, acolo unde știu cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, pot să vă dau niște răspunsuri. Decizia numărul 46 din 3-8-2016 a constatat următoarele abateri. Calcularea taxei de autorizare a construcțiilor greșită, venituri totale care nu s-au încasat, 18.820 de RON. Branșamentele, taxa de autorizare a branșamentelor, asta este cea mai mică sumă, 814 RON. Noi trebuia să luăm o taxă pentru fiecare branșament, respectiv trebuia să o ia apa SERV și mai departe să o plătească la primărie sau să impună o taxă de branșare. Legea spune că trebuie să plătești o taxă de branșare.
unitatea UAT Slănic Moldova nu a urmărit creanțe pentru persoane juridice de 1.314.250 de RON, respectiv pentru persoane fizice 69.662 de RON, în total 1.923.913 RON, care s-au prescris. Și aici este menționat că majoritatea acestor sume sunt de la Perla Turism SRL, Perla Construct SRL și Perla Moldova ESA. De asemenea, se face o explicație asupra Perla Turism, care în timp ce avea datorie la bugetul local 949.922 de RON, a primit de la primărie 397.779 de RON, situație în care putea fi compensată datoria și să nu plătească UAT-ul acești bani, ci să-i păstreze pentru alte proiecte. La inventarierea patrimoniului public s-a constatat că nu există proceduri, nu sunt nu s-au respectat, nu sunt instruiți membrii comisiilor, nu s-au respectat principale măsuri organizatorice, nu a fost întocmit proces verbal la inventariere, nu s-au valorificat aceste inventarieri și nu este ținută la zi evidența elementelor patrimoniale. Ceea ce este o situație foarte gravă. Sper că auditul care noi, care l-ați aprobat dumneavoastră, cheltuiala, și noi o să-l comandăm foarte repede, să ne aducă niște date clare și o să vă spunem exact ce s-a întâmplat. La punctul 3 se face referire la cazinoul de la Slănic Moldova, care suprafața de 1473 de metri pătrați de teren, cu care suntem în litigiu și de suprapunere cu Digital Media Print SRL. Urmează, noi suntem în proces cu dumnealor, urmează ca la următorul termen să întărim punctul nostru de vedere și cu acest document și sperăm să câștigăm și să ne revină nou acest teren. E vorba de parcarea din spatele cazinoului spre Castane, acolo e o zonă în litigiu. La punctul 4, cheltuieli de personal. Acordate drepturi de personal, respectiv compensat în bani concedii anuale pentru asistenții personal, 33.368. Punctul de vedere al Curții de Conturi este că această drepturile de concediu nu se plătesc în cash, ci se dă efectiv concediu. Și de aici a rezultat această sumă. La punctul 5, calcul eronat de condiții vătămătoare acordat personalului aparatului propriu în valoare de 10.692 de RON. Aceste condiții vătămătoare, acești bani au fost dați pe o perioadă, acum am înțeles că este sistată nou, se dă în continuare. S-a luat calcul și la sporul de rechime. În anul 2010, sporul de rechime intră în salariul de bază. Curtea de Conturi apreciază că nu ar fi trebuit să fie calculat la salariul de bază, ci la salariul care era înainte de 2010, fără spor de rechime. Probabil o să suspendăm acest drept până când se elucidează situația, urmând să-l atribuim retroactiv, dacă noi câștigăm procesul și este corect să dăm aceste condiții vătămătoare sau nu. Dar nu s-a pus până acordare, ci modul de calcul. Se poate acorda doar la salariul de bază fără spor de rechime. Adică o sumă mai mică. Trebuie refăcut modul de calcul. La punctul 6. Cheltuieli cu bunuri și servicii. S-au angajat cheltuieli suplimentare, respectiv penalități de întârziere la plată și alte cheltuieli, care în mod obișnuit legea spune că trebuie să plătești prioritar furnizorii de servicii față de alte cheltuieli. Și după aceea, dacă îți rămân bani, să plătești
alte lucrări, respectiv suma de 138.709 RON. Aici cei care au stabilit cum se plătește prioritatea de plată, probabil că o să răspundă. La încă o penalitate de întârziere la Alconep SRL, 82.235 RON, a fost acordată împotriva contractului care a existat între părți. Contractul a fost pe 3 luni, el s-a derulat cu acte adiționale pe 6 ani și Alconep a venit cu un punct de vedere că în această perioadă să actualizeze suma curată a inflației, cu ce au actualizat. Acum să vedem, Curtea de Conturi spune că nu este corect. La punctul 7, acordarea nelegală de subvenții la operatorul de apă, valoarea totală 306.433 RON. Primăria Sănii Moldova, pentru o perioadă de aproximativ un an și 7-8 luni de zile, a acordat o subvenție la apă, subvenție care a ajuns atât la persoanele fizice, cât și la persoanele juridice. Și punctul de vedere al Curții de Conturi este că persoanele juridice nu au voie, pentru că au activitate economică, și nu au voie să primească subvenții. Și atunci, acum se lucrează la APA SERV, am avut întâlnire tehnică, și se lucrează să separăm aceste entități, să vedem cât s-a subvenționat apa la persoane juridice, cât s-a subvenționat la persoane juridice, și încercăm să salvăm subvenția la persoane fizice, făcând un punct de vedere că da, suntem de acord că legea nu ne dă voie să subvenționăm agenții pentru persoane juridice, dar ce s-a subvenționat pentru persoane fizice, să nu fim în situația să recuperăm cheltuiala din urmă. Situația asta este foarte delicată pentru APA SERV. Dar probabil că dacă astăzi s-a constituit adunarea generală, probabil o să convoace repede o ședință de o întâlnire de adunare generală în care veți discuta aceste aspecte. La punctul 8. Plata fără documente justificative, lucrări de balastare drumului. Aici este vorba de Biancuța SRL, Transton Prod SRL. Suma este 78.476 RON. Cheltuieli de bunuri servicii, achiziționarea de carburanți, achiziție de carburanți și justificarea consumului. Pentru Fiatul de la Crucea Roșie suma este de 11.000, pentru microbuzul școlar este de 1.000, pentru ISU, intrările de carburanți, este 111.000, total 125.618 RON numai la carburanți. Pentru 2015-2016, spune în perioada 2015-2016. Deci suma? 1.250.000. 125.618 RON. Cheltuieli de convorbiri telefonice. Contractele și cu Orange și cu Rom Telecom sunt contracte păguroase. Tocmai au fost încheiate în decembrie anul trecut, respectiv aprilie anul acesta. Încă nu avem contractul semnat, este fără semnătura noastră, încă nici nu am cerut punct de vedere la Orange să ne dea exemplarul dumnealor semnat, pentru că în primărie nu există contractul, dar plățile se fac. Adică câte e suma? Domnule? Suma este 11.908 RON pentru... Dar mai sunt și alte sume pe care ei nu le-au verificat. Și care spre exemplu, contractul cu Orange are 47 de simuri de utilizatori. Noi dacă ar fi să dăm și la femeia de serviciu, să dăm telefon, să-i dăm un telefon, că trebuie să o sunăm pentru ceva și tot n-am acoperit. Adică plus, dar nu avem telefon, avem doar simurile. Avem doar cartelele și avem, sau în schimb, furnizorul de Orange, Rom Telecom a dat laptopuri, telefoane mobile,
speciale, tablete, care nu le găsim. Acum încercăm să le... În ce lună au fost dat, domnul Chemar? Aprilie. Ultimele contracte s-au semnat în aprilie. Cu Orange au fost 8 contracte, dintre care 4 dintre ele de 60 de euro fiecare. Pe lună, dar noi le plătim acum și la Telecom iarăși s-au semnat. Noi în fiecare lună la Telecom plătim pentru aceste aparate care nu se găsesc. Pentru următoarele 36 de luni, în fiecare lună plătim pentru Telecom în jur de 700 de ron, timp de 36 de luni, și pentru Orange, nu mai știu exact suma, oricum sunt 8 abonamente, faceți un calcul de 4. Ce este curios că s-au făcut acte adiționale, nici măcar nu s-au scos la concurs, la competiție, nu? Furnizorul vechi. Adică faci un act adițional după, la contractul de acum 3-4 ani. La punctul 11, cheltuieli cu capitale, realizarea de reabilitare peisagistică în zona de ape minerale. Aici este vorba de firma Xilopal. Suma este 164.159 de ron. Aici sunt niște detalii despre stația de pompare care udă prin picurare și alte aspecte arbuști ornamentali care nu pot fi identificați și alte lucruri. La punctul 12, reabilitare, sistem de colectare și transport ape uzate, Alconep Târgu Ocna. Aici avem în total suma de 564.385 de ron, care, conform părerii Curții de Conturi, trebuie imputată proiectantului LEF Proiect SRL. Întrucât Curtea de Conturi spune că proiectantul nu a prevăzut de la început integral proiectul, ci l-a separat și el trebuia să-l prezinte practic partea eligibilă din acest proiect care a fost finanțată, trebuia proiectată la un loc. Astea au fost ulterior NCS-uri și dar ei n-au proiectat, ca să le dau un exemplu să înțeleagă despre ce este vorba, nu au proiectat necesitatea de a sparge asfaltul pentru a face canalizare. Nu a fost prins în proiect. Deci cum poți să faci canalizarea fără să... Decopertare se cheamă, sau cum da. Au prevăzut, dar le-a tăiat... Atunci, și mai spune aici că... Trebuia să fie o sumă ca să nu fie ridicat. Nu, lucrurile au fost altfel. Ei s-au concentrat pe partea de, care o finanța statul român, din acest proiect, că să sparge asfaltul, betonul și celelalte ce trebuia ca să ajungi să schimbi canalizarea sau să construiești una nouă, nu era eligibilă. Eligibilă era numai conducta, căminele și celelalte. Și atunci trebuia făcut un proiect mare cu o valoare de X, din care valoarea eligibilă era pentru finanțare de la de unde a fost, de la MDRT, era 60%, dau un exemplu, și 40% trebuia să punem noi. Ei au făcut proiectul doar cât a fost finanțat și celelalte l-au considerat NCS-uri. Punctul de vedere al Curții de Conturi este că suma care nu a fost prinsă în proiect este imputabilă proiectantului. Și la punctul următor este dirigenția de șantier. Deci s-a făcut o dirigenție, un contract de dirigenție de șantier cu o doamnă Dobranici, care are două componente. O componentă de urmărire a lucrării de 35.000 și o componentă de recepție de 30.000. Ei au găsit un articol de lege în care spune că cel care urmărește lucrarea o și recepționează. Trebuie să primească niște bani suplimentari pentru recepție. Și nu bani puțin, doar vreo 30.000 de ron, adică nica toată. În total, aceste sume sunt 519.726 de ron. La punctul 13, amenajare poduri din beton armat. La amenajarea podurilor din beton armat, la fel, 82.850 de ron, sume prin care s-au actualizat niște costuri, el ne contestă, s-au tot actualizat, care s-au plătit ilegal. La punctul 14, efectuarea de plăți reprezentând valoarea accizelor la facturile de consumul de gaze. Aici sunt 9.202 ron, care noi am fi putut să-i câștigăm dacă
dacă aceste contracte ar fi fost pe școală. Adică statul spune pentru școli, instituții de învățământ, nu se plătesc accize. Nimeni n-a luat măsura asta și dânsul face și o precizare. Este din 2003. Deci legea 571/2003 spune că și vă dați seama, controlul a urmărit 2015-2016, dacă ne gândim, nici măcar 2016-2015, dacă ne gândim cât s-a pierdut din 2003 doar pentru faptul că nu, cineva nu a fost receptiv să spună, băi, hai să scutim niște bani din accesele astea, că le plătim de aiurea. La punctul... Da, la măsuri... O să vă citesc foarte repede. Primarul AT, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentele de specialitate, va dispune măsuri care să asigure organizarea acțiunii de inventariere, elaborarea de norme proprii pentru efectuarea inventarierii, inventarierea. În concluzie, toate aceste nerealizări, toate aceste probleme, primarul trebuie să le rezolve. Noi am făcut, am vrut să venim în întâmpinarea vechii conduceri și, pentru că l-avem pe domnul Rahău la treabă, este colegul nostru de muncă, am dat o dispoziție prin care l-am pus pe domnul Rahău, șeful unei comisii, care să adune aceste documente și să facem o întâmpinare la Curtea de Conturi, adică le-am dat ocazia să se apere, pentru că avem termen de contestație 15 zile, respectiv marți trebuie să punem toate documentele împachetate și le trimitem ca și contestație. Domnul Rahău a contestat că nu are pregătirea necesară să facă această treabă, chiar dacă 99 de însemnături au fost al lui domnul Rahău pe toate documentele astea. Eu nu l-am înțeles, dar am acceptat această contestație pentru că nu poți să-l pui pe un om împotriva voinței lui să se apere pe el. Și atunci, i-am invitat pe toți și i-am trimis și domnului Șerban în format electronic toate aceste 700 de pagini și au semnat că au primit și drept urmare este dreptul dumnealor să se apere, libertatea, să-și facă tot ce vor să conteste dacă aceste lucruri nu sunt reale. În schimb, ce vă asigur eu în calitate de primar? Că în momentul în care decizia Curții de Conturi va fi definitivă, exact cum spune aici, să prin organele legale care trebuie să rezolvă asta, eu mă voi îndrepta în așa fel încât lucrurile nu a venit la primărie să facă anchetă. Dacă dintre dumneavoastră cineva vrea să analizeze o speță, este curios pe ceva, vă invit să vedeți documente, să analizați. În schimb, după auditul care noi l-am comandat, o să-l comandăm, pentru că l-ați aprobat dumneavoastră și o să-l comandăm, noi vom mai avea încă un punct de vedere. Adică auditul poate să aibă o părere pe undeva, mă refer la salarii sau în altă parte, să aibă o părere că lucrurile sunt în zone gri și că, de fapt, a avut dreptate UAT-ul, nu a avut dreptate Curtea de Conturi. Dacă aveți întrebări privind aceste prezentarea materialului, pentru că la punctul 12, la punctul 11, pardon, asta ați prezentat cu noastră. Da. Mai avem un punct de ordine de zi. Mai aveți suplimentare, pardon. Aș propune, dacă vreți să rămânem tot în zona asta și punctul 12 cu petiția de la Poliția Locală să lăsăm la final. Că suplimentarea este... Suplimentarea reprezintă proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Local al orașului Stănic Moldova privind obținerea licenței de dare în administrare pentru exploatarea apelor minerale terapeutice din perimetrul Stănic Moldova. Una din prioritățile mele când am ajuns aici a fost acest lucru, să avem licența de exploatare a apelor minerale. Am trimis adresă la ANRM mi s-a recomandat de către un consultant care trebuie să întocmească această documentație, pentru că noi practic se relicențiază activitatea, nu este o activitate care se transferă ca până acum. A fost la IBC, s-a transferat la Perla Moldova SA, s-a transferat la Perla Turism SA și așa mai departe.
Recomandarea este să avem o hotărâre de Consiliu Local, care eu miercuri o voi duce personal la ANRM. Adică vă rog să fiți de acord ca începând cu izvoarele și cu terenurile și ce mai putem face în sensul acesta, să le aducem la administrația publică locală și pentru astăzi, dar și pentru viitor. În sensul în care resursele locale ale noastre, care sunt bogăția noastră, resursele locale, să fie administrate de primărie, de către administrația publică locală, de Consiliul Local, mai exact, că nu primarul decide ce se întâmplă, ci Consiliul Local. Aici, dacă aveți obiecțiuni sau aveți, vă rog să le formulați, eu cred că vom reuși să obținem această licență mai greu și o să mă duc la ANRM și pentru carieră. Avem și acolo ca prioritate să menținem aceea licență de exploatare a pietrei și sper să reglementăm foarte repede aceste lucruri ca să putem dezvolta pe lângă resursa locală, să dezvoltăm comunitatea. Cum rămâne cu domnul Dascălu? El se dă proprietarul izvoarei. Nu are legătură cu domnul Dascălu, pentru că licența de exploatare a apelor minerare se referă la bogăția subsolului și domnul Dascălu este la sol. Adică nu sunt... Dimpotrivă, există o mică problemă, nu o mică, o mare problemă, că această licență nu se transferă și ea s-a transferat de la IBC la Perla Moldovei, Nu știu dacă e treaba mea acum să caut din urmă. Obiectul ședinței noastre este să vă conving, punctul acesta să vă conving că este foarte sănătos ca noi să avem această licență și după aceea să vină hotelierii să discutăm împreună ce înseamnă, doamne, costul. Cum facem? Păi facem pe turist. Câți turiști are ăla? Băi, un leu de turist? Nu știu, dau un exemplu. Nu este corect ca un privat de la Senin Moldova să impună niște condiții pentru resursa noastră locală, care înseamnă apa minerală. Ca și cum noi am făcut fântâna în drum și vine Badea Gheorghe și spune, da, ați făcut fântâna în drum, dar eu pun un gard aici și mie îmi dați câte un leu să ajungeți la fântână. Adică e o chestie total anormală. Am avut discuții personale cu domnul Dascălu, am în continuare, viziunile noastre nu se potrivesc în sensul în care eu îi spun mereu că planul este să aducem și terenul aferent acestor izvoare la UATS în Moldova. Planul dumnealui este să obțină niște bani, poate că din nou o să ajungem, eu sper că nu, o să ajungem să se blocheze accesul la izvoare. Deocamdată suntem într-o fază în care izvorul numărul 3 este închis de către domnul Dascălu. Nu i-a spus domnului Dascălu să le dea gratuit la UAT Stănii Moldova. I-a spus domnul Dascălu, gândiți-vă cum faceți ca acest teren să revină administrației publice locale în așa fel încât noi să putem pune un proiect pe fonduri europene pe amenajarea zonei de la izvoare. Noi putem să mai schimbăm 3 chietre acolo și să mai punem 3 arbuști ornamentali, cum a fost proiectul ăsta care tocmai e criticat aici de Curtea de Conturi, dar dacă nu avem o viziune integrată a perimetrului izvoarelor, a podurilor și toate celelalte, nu putem să... Ce facem? Îi dezvoltăm domnului Dascălu accesul la izvoare, nu? Care ar fi scopul nostru de investiții? Și nici noi nu putem să propunem aici sau să votăm să obligăm agenții economici să-i strângă banii lui domnul Dascălu. Este o absurditate, că el asta își dorește. Ca noi să percepem o taxă și să-i o ducem lui, el să n-aibă nici angajați, nici nimic. Apropo de subiectul acesta, ați făcut o discuție cu cei de la balneologie? Ei vor fi principalii beneficiari. Deci, domnul consilier, am avut discuții personale cu domnul Lăzărescu de la Institutul Balneo. Institutul Balneo nu are nicăieri în România licența de exploatare a apelor minerale. Institutul Balneo face analize de gen. Da. Și are câteva puncte în care tratează oamenii, deci este o instituție de cercetare și, spre exemplu,
izvoarele de la Târgu Ocna, care sunt la administrația publică locală, au fost cercetate de Institutul Balneo. Și Institutul Balneo, care este singurul organism național de certificare, el ar trebui la Sărim Moldova să-și certifice lui aceste izvoare. Adică nu, este... Eu m-am gândit că el este unul dintre principalii beneficiari ai acestor atribuții. Da, pe lângă agenții economice. Da, știți cât este? Dar, Institutul Balneo are 32 de paturi. Uitați, domnul consilier Munteanu ne poate spune mai bine. Din 300 de paturi, 360 câte sunt acordate. Adică nu este principalul. În aparență el este principalul, dar în realitate, vă rog, domnul Munteanu. Domnul, aș vrea să începem cu începutul. Eu am mai avut o intervenție odată, poate la unii nu convine. În primul rând, eu cred că doamna secretară și cu cei care mai sunt domnul jurist, cu cei care mai știu domnul Rahău, dacă ar avea puțină bunăvoință și poate și care alții, să ne spună totuși corect care este, cum să vă spun eu, împroprietărirea lui SC Perla cu acest teren unde sunt izvoare, adică bazinele, căminele de la izvoare și mofeta. Pentru că acolo se pare că este un abuz din partea primarului fost, și dacă greșesc îmi cer scuze, s-a împroprietărit societatea Perla și după aia au fost date aceste terenuri ca bani lui Flora pentru că nu a avut să-i plătească nu știu ce. V-am spus și data trecută, vă spun și acum, trebuie vorbim cu cei de la CPI, că ei știu realitatea bine dacă cineva din primărie nu vrea să o spună. Asta vis-a-vis de terenul care domnul Dascălu are căminele și pompele de la izvoare. Vis-a-vis de licență, vă pot spune și, nu știu dacă nu mă repet, această licență, eu când eram la Venus, în 2000, a fost atribuită lui SC Perla, sau mai precis, așa spunea legea minelor, se atribuie societăților comerciale care au cumpărat întreprinderile balneare. Eu m-am dus cu Venusul la licitație și a zis, doamne, pare rău de legea. M-am retras. Această atribuire, următorul pas al ANRM-ului trebuia să fie o hotărâre de guvern ca licența să fie valabilă. Nu s-a făcut. S-a mers pe... Dar ei banii au încasat. N-au încasat că domnul Șerban nu a avut dare de mână să dea redevența respectivă. Are nu Institutul Perla. Nu vorbesc, zice ce întreprinderea Perla. Institutul, vă spun de la dumneavoastră, de la hotelier, au încasat bani? Da. Păi da. Am chitanții, facturi de la SC Perla. Dar el, la ANRM, nu și-a plătit redevența. Așa. Acum, nefiind legală acea licență acordată, pentru că n-a venit hotărârea de guvern, ea a mers până anul trecut, în februarie 5, când SC Perla a intrat în faliment. Am fost la domnul Florin, care ținea, cum îi zice, la societatea care ținea lui Perla insolvența, cum... Dragomir. Dragomir. Așa. Mi-a zis, domnule, eu acum, că noi suntem două unități din Zlănic care suntem obligați, vrem, nu vrem, să avem contract cu apa. Venusul și eu. Pentru că altfel nu putem merge la licitația la Ministerul Muncii. Și noi ne plătim, mi-a zis, și impozite la începutul anului și tot. Dumnealor, în condițiile în care n-au făcut acest lucru, s-a venit acest faliment, deci s-a pierdut licența. Eu am intervenit cu diferite adrese la dumnealor. Între timp a venit și Institutul la inițiativa postului primar, care de-aia ne-am și că nu-i mai ajungea. Și eu am zis, domnule, eu mă retrag, pentru că, să știți, a avea licența nu este ușor. Pentru că numai o analiză la un izvor costă 49 de milioane. Ca să nu mai spun restul de întreținere pe an cât ar trebui, care nu s-a făcut. Eu am avut niște discuții cu domnul Șerban. Domnule, pune un om acolo să curățe, că am de la turiști reclamați. Pierzându-se aceasta, mereu am fost la, inclusiv la președinte, la directorul ANRM-ului. Acești domni au tot dat-o de pământ gândind că vor realiza cu institutul. Nu se poate atribui sau n-are ce căuta o întreprindere de stat la licitația ANRM-ului. Deci stat în stat, nu se poate. Acum trebuie să vedeți
cu OAT-ul, că nu știu, sincer, nu... Bun, domnul Munteanu, Târgu Ocna este exemplul nostru. Târgu Ocna este exemplul pentru că El a obținut. Nu, da, eu sunt de acord să fie luat de OAT, însă ar trebui să găsim soluția, care ați propus-o, parcă ați mai spus-o odată, cu domnul Dascălu, ca să vă spun de ce, să găsim soluția cu terenul. Fie că, dacă este undeva, de exemplu, uitați, este acel teren concesionat gratuit lui domnul Dospinescu în spatele Băicuțelor, la Victorini. Să-l dăm pe ăla lui domnul Ciri, nu știu. Da, nu știu, haideți să lăsăm puțin. Să vă spun de ce. Spuneți-ne cât beneficiază Institutul Balneu. Deci, eu am contract cu SC Flora, care de fapt n-are voie să aibă contract, dar m-a băgat la unitatea de insolvență și îi plătesc odată lui apa și pe urmă o să plătești oate. Domnul Munteanu, haideți să stăm de principiu. Ce ar fi varianta propusă de mine ca administrația publică locală să fie gestionarul licenței și ce ar fi o variantă de privat? Varianta indiferent cât costă această licență și cât va costa anual probele și celelalte, ele vor fi argumentate. OAT-ul nu-și propune să facă profit din treaba asta, va împărți această cheltuială la hotelier proporțional cu numărul de beneficiari de izvoare. Și atunci, el este garantul, OAT-ul este garantul acestui echilibru. Dacă vine la privat, privatul va spune așa, dar n-ar fi bine să fac și eu un profit din activitatea asta? Dar n-ar fi bine să... Adică nu este sănătos ca pe termen mediu și lung această activitate să fie la privat. Și atunci, eu vă propun astăzi să aprobăm și să trecem repede prin această fază și dacă domnul Dascălu de bună voie o să vină cu o ofertă, doamne, dați-mi suma de și care, sigur, când au fost evaluat acest teren, că doar există documente ca să execuți ceva, trebuie să execuți pe bază de valoare, nu? Sau dați-mi în compensație niște teren. Îl așteptăm pe domnul Dascălu, care este slănicianul nostru cu suflet de slănic și care sigur va dori să dezvoltăm această comunitate cum ne dorim și noi, să vină și să ne propună o variantă în care foarte repede, noi dacă nu ajungem până pe 8 decembrie, este termenul limită de depunere de proiecte pe post-dru pe 7.1, unde noi suntem eligibili, singurul avantaj care putem să-l fructificăm acum, că pe celelalte PCN-i suntem blocați pe toate, este să punem pe post, pe 7.1, să punem 5 milioane de euro și prioritar ar fi ca noi să modernizăm aceste două bogății ale noastre, însemnând izvoarele, zona de infrastructură care străzi, ce mai avem, accesibilitatea la acești hotelieri și din momentul acela sigur că vom încuraja investițiile și din momentul acela se vor întoarce niște bani de unde o să avem suficiente resurse să plătim alte facilități. Dacă nu facem acest lucru, pierdem și ultima șansă. Uitați, o paranteză. Nu mai suntem eligibili pe noul culoar de finanțare pentru Aqua Park, pentru activități generatoare de venituri care pun în concurență privatul. Nu putem să facem sală de spectacole, nu putem să facem Aqua Park. S-a pierdut un tren care nu o să-l mai prindem niciodată. Dacă și trenul ăsta îl pierdem, dacă astăzi dumneavoastră votați să nu luăm licența la izvoare și mai facem, atunci vom ajunge foarte repede într-o situație încât oricât de mult ne-am dorit toți să facem asta, nu vom reuși să facem. Domnul primar, deci nu ați înțeles corect. Eu sunt foarte de acord să fie luată de OAT licența și vă spun de ce. Dar chestia trebuie odată hotărâtă. Nu licența la unii, plătim la unii 3 lei, la ăla... Dar e primul pas, domnul consilier. Votați primul pas. Eu știu și ce se întâmplă la Orelești, unde domnul director Pagin, știi, acea doamnă Tudor a luat izvorul și a ajuns apa minerală mai scumpă decât vodka. Deci sunt de acord cu asta. Nu v-am explicat despre ce e vorba. Dar SC Flora Sărmen nu are licență de explorare. De ce plătiți dumneavoastră către SC Flora Sărmen? Doamnă, deci eu am fost la acest domn director și la domn președinte a NRM-ului, care pentru mine sunt ceva care nu pot să iau în seamă, ca să nu vorbesc urât. Și am spus, domnule, vezi că trebuie să mă luați licitație, îmi trebuie un contract.
că folosesc agentul acesta natural. Este o formalitate ca să puteți fi eligibil pe asta. Dar câți turiști sunt balneari în Stănica, apropo? A închis izvorul. Domnul Munteanu, Institutul Banu are 32 de paturi. Câte alte paturi sunt în Stănic pe tratamentul ăsta balnear? Deocamdată la, sau locuri. La prima vedere sunt contractele cu Ministerul Muncii al lui Eurovacanța, Vila Ioana și Hotel Venus. Dar toată lumea face. Ce a spus cineva că de la Cristal nu vine să ia apă minerală sau de la Poiana Verde? Bun, dar da, beneficiarii, domnul consilier Cotescu a spus că principalul beneficiar al acestor izvoare este Institutul Banu. Și eu vreau să spun că nu este principalul beneficiar, adică el are 32 de paturi. Într-adevăr, gradul lui de ocupare probabil este la capacitate maximă, nu? 100% și atunci 32 ori, nu știu câte zile, înseamnă un număr de turiști anual. Dar sigur, eu când m-am consiliat așa, am înțeles că noi avem o capacitate repartizată la Stănic Moldova, un număr mult mai mic de turiști, de pacienți pe balnear, pacienți le spunem, pentru că vin la tratament, decât ar trebui. Și una din prioritățile mele o să fie și să creștem, să facem la ministerele de resort presiuni, să creștem numărul, pentru că este una să te tratezi la Stănic Moldova, care e și Salina Târgu Ocna alături și poți pe modelul tradițional, când dimineața îți ducea o mașină la Salina și el 3 ore se trata acolo de căi respiratorii, piele ce era, și după amiază venea înapoi să se trata de tuburi digestive. Și atunci noi, dacă nu împachetăm asta și întâlnirile săptămânale care le avem cu primăria Târgu Ocna, că noi ne consultăm în principal pe această facilitate, dacă noi nu împachetăm și vindem această facilitate împreună, atunci nu vom reuși mai mult dacă suntem separați. Și eu vă asigur de acest lucru, că una din prioritățile mele este să oferim această facilitate integrată, cu transportul în comun și celălalt. Domnul primar, deci asta cu apa, cred că, acum, dezlușind lucrurile destul de bine, a înțeles-o toată lumea. Este, eu personal, care sunt beneficiar, sunt de acord cu ATO, deci foarte de acord. Să votăm un pic. Vis-a-vis de ce a spus dumneavoastră cu numărul de turiști, în momentul 2004, când am fost suspendat, Stănic Moldova a pierdut în jur de 300 de turiști pe serie de la Venus, care erau pe profil respirator, ceea ce a spus dumneavoastră acum. Eu am vorbit cu directorul Crăciunel de la Ministerul Muncii și a zis, domnul Munteanu, faceți documentația până în noiembrie și de la anul să vă dăm locurile. Pentru că locurile le-a luat Târgu Ocna. Și atunci sunt întru totul de acord cu ce a spus și cu izvoarele și cu asta, și aș vrea să facem fiecare cât putem, inclusiv colegii de la PSD, care probabil că au avut mai multă tangență cu domnul primar și cu domnul Dascălu, să îl lămurim pe acest om că aceste izvoare, cum a spus noastră, nu sunt ale noastre, nici n-au fost ale neamurilor noastre, nici vor fi ale neamurilor noastre, sunt ale oamenilor, ale tuturor oamenilor din țara asta și din altă parte care vin să tratezi. Haideți să spunem la văd. Comisiile de specialitate favorabil. Atunci cine este pentru aceasta? Potrivă? Se abține cineva? Apropo, înainte de a trece la punctul următor. Auziți, dar punctul cu Curtea de Conturi nu l-am votat. Nu se votează, nu se votează. Informare. Da, acolo eu aș vrea să pun câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Dar haideți să trecem și de ultimul punct. Și rămâne asta oricum nu votăm. Bine? Și facem după aceea o întâlnire, o discuție non-formală, ca să nu... Dacă nu se permite, turnează ședința viitoare, să dăm o hotărâre de Consiliu Local cu măsurile dispuse. Asta a fost preinformare. Fac niște întrebări. Da, dar e foarte bine că poate au legătură cu măsurile. Urmează după una viitoare, să urmă în ședința ordinară, vom prelua din decizia Curții de Conturi și vom lua măsuri. Trebuie prin hotărâre de Consiliu Local. Dacă ne-ați prezentat, trebuie să spunem ceva. Nu să întrebăm, poate. Bun, dacă rămânem la ne întoarcem acolo, eu sunt de acord, votați, dacă ne întoarcem și aștept întrebări. Eu am spus, cine are întrebări pentru asta? Nu vreau să... Eu propun să discutăm... Să credeți că fug de răspunsul la întrebări. Punem întrebări. Nu, prima, sunt câteva întrebări care vreau să le pună. De exemplu, la acest
material prezentat de Curtea de Conturi, acolo s-a spus că s-a făcut contracte, s-a greșit. Cine sunt răspunzători din OAT pentru contracte? Cine le vede în fază finală vis-a-vis de respectarea legislației? Trebuie să știm și noi. Ca după aia, când se dispune măsuri, poate noi să facem măsuri și noi suntem de acord sau nu, sau poate mai adăugăm ceva. Pe urmă, sunt plăți și făcute, știu eu, nejustificat, atât la salarizare, cât și la terți societăți. Iarăși, cine verifica facturile astea? Pentru că noi venim din mediul privat și știm ce înseamnă să plătești, ce știi înseamnă să... Și îmi pun problemele astea, pentru că, până la urmă, că ne uităm și pe Facebook ce spun cei care au condus. Mă doare chestia asta. După aia cu podurile. Haideți să nu trecem așa ușor. Podurile au acolo bani în plus, dar trebuie să știe tot Consiliul Local că s-a pierdut 15 miliarde pentru că nu a vrut domnul Șerban să facă podul la Cerdac. Da. Și s-au pierdut banii. Să știe treaba asta, că e bine să știe lumea. Dom'le, că am văzut că pe Facebook se laudă altfel, că noi nu suntem în stare de nimic de două luni de zile. Și pe mine mă deranjează și dacă începe iar să-i scriu pe Facebook, cred că o să duc la cant. Așa, după aia, contractul ăla cu școlile, consider că așa cum noi, vorbesc de mine, de privat, fiecare, avem în vedere să am contract și cu lumina, și cu gazul, și cu aia, și cu aia, așa cu școlile era bine de știut, pentru că e păcat. Așa cum vă ziceam mai înainte, ne-am bătut pentru TVA-ul ăsta de 9% la turism și acum lucrăm iarăși foarte puternic la o chestiune cu turismul balnear, că se vor foarte multe chestiuni și trebuie să ne luptăm, că altfel nu avem cum. E bine să știm, doamne, a greșit cu tare. Nu, dar să știm. Cer scuze, pentru contractul cu școlii am atras de foarte multe ori atenția, dar s-a neglijat. Se fac răspunzător, conducătorul de unitate și contabil. Și în calitate că am lucrat câțiva ani revizor, adică la CFI, mă gândesc când aud că inventarele nu s-au făcut sau sunt acolo o grămadă de chestii vis-a-vis de combustibil, de materiale, de mijloace fixe, eu mi da. Că... Am răspunsuri pentru asta, bineînțeles. Domnul... Da, am analizat așa să și lămurim cât de cât nu putem să răspundem pentru ce domnul consilier. La momentul acesta, aceste fapte au fost constatate și sunt puse pe hârtie. Sunt de aproape două luni în primărie și cam știu cine este vinovat. Am citit pe Facebook. Nu 100%, dar știu cine este vinovat. Numai că, după ce acest audit care noi l-am comandat ei ne vor spune cum se face, ce nu se face bine, că trebuie scopul este și ca să nu mai greșim data viitoare. Poate câteodată s-a greșit din neștiință, poate altădată din premeditare. Cert este că eu am o dorință poate la fel de mare, dacă nu mai mare, ca dumneavoastră să aflu acești vinovați și este obligatorie, această decizie este pentru mine... nu știu dacă știți, dar este infracțiune dacă nu o duc la îndeplinire. Și aici scrie de la 3 luni la 2 ani. Adică nu este... credeți dumneavoastră că eu aș fi cumva interesat să nu duc la îndeplinire deciziile astea? Dar nu pot să vă spun cine este vinovat acum, pentru că până când nu se face dovada că persoana respectivă este vinovată, atunci în principal ordonatorul principal de credite, care e singurul ordonator principal de credite, este primarul, răspunde. Și eu răspund de la 24 iunie 2016, mai departe. Vă pot spune, în schimb, că toate cardurile de carburant sunt la doamna viceprimar pe birou, da? Că mașinile, și le vedeți că sunt în fața acolo, deci nu mai circulă mașinile nici la ISU, nici asta unde vor și cum vor. Adică ne-am luat o măsură imediată. Am raționalizat consumul la poliția locală, nu mai facem deplasări decât strict care trebuie, mai mergem și pe jos. Încercăm să dăm un semnal din punctul ăsta de vedere că trebuie să facem economii, pentru că altfel nu vom reuși.
Dar eu am întrebat și zice că văd acolo, exemplu, la Ticăveri, vorba de salvare aia, aia nici nu, nu funcționa, da. Nici nu avea, cum se cheamă, inspecții și așa mai departe, și au consumat combustibil. Dar nici nu era a noastră. Nici nu este a noastră. Este în curte, deci, în continuare, acolo. Bun. De asta zic că, totuși, cineva a avut prea mare și largă mâna și... Domnul consilier, dumneavoastră credeți că eu sunt confortabil cu conturile blocate, să nu pot cheltui un leu? Să ajuți, uitați, avem nevoie de o vană, de ceva, de chestii și nu poți. Și să știi ce s-ar... Dar încerc să vă spun că noi în Consiliul Local trebuie să fim niște profesioniști. Eu nu vreau nici să bănuiesc pe XY că a făcut ceva, nici să vă acuz pe dumneavoastră că n-ați făcut, unii dintre dumneavoastră ați fost consilieri mai vechi, până când nu se dovedește că Popescu, Ionescu, Vasilescu a greșit, eu nu pot să spun în Consiliul Local, mai discutăm așa între noi, ne mai dăm cu presupunerea. Datoriile primăriei... Oarece feeling-uri despre viitor. Da. Dar ele sunt neoficiale, da. Știți? Bun. Haideți să închidem aici discuția despre acest capitol. Dacă mai cineva mai are întrebări, că vreau să fiu... la dispoziția dumneavoastră. Nu vreau să pun pumnul în gură, că nu aveți voie să întrebați primarul. Nu, dar eu vreau să vă întreb, dacă ați anunțat garda de mediu, că a fost închis PECO de aici, în spate, de la balneară. Da. Am sigilat, am pus carburant într-un singur butoi la ISU și am sigilat. Da. Este într-adevăr acolo... Nu, de conducere, că o mai luat și unii. Domnul consilier, eu, așa cu zâmbetul pe buze, vă spun că voi putea răspunde la toată gestiunea de la 24 iunie și dacă eu nu voi răspunde de un litru de motorină, acuzat eu. Ce s-a întâmplat în urmă? Este clar că nu putem, nu răspundem decât pentru faptele noastre. Așa este normal. Așa, montează rupt, fiți chiar foarte îngrijorat, că lucrurile se vor rezolva. Nu sunt îngrijorat, dar gândiți-vă, când te uiți pe Facebook, ne critică cine, nici măcar nu merită respect dacă chiar să duci până aici. Dar ați auzit că gradul de îndatorare a luat este de 17%, nu? Am citit și acolo, știu, și am citit și materialul, plus că eu ieri am avut o discuție cu Alconet, cu domnul Alecu. Și am spus tot ce am avut de spus. Vedeți că eu... Deci, domnul consilier, ați pomenit de Alconet. Noi trebuie să dăm 730.000 aproximativ, nu am o cifră. Deci suntem executați de Alconet pentru 733.000 de RON. 7.330.000. Dar ca să poată funcționa acest obiectiv, mai avem de cheltuit 814.000 de RON, 8.140.000, ca să racordăm, să facem racordările astea. În total, la momentul acesta, noi nu putem să luăm doar datoria contabilă de 7 miliarde și ceva la Alconet, trebuie să o luăm și pe aia, ca să punem obiectivul în funcție de 8 miliarde, pentru că este angajată printr-un proiect. Că altfel plătim și cei, da? 7 miliarde. Altfel, dăm înapoi banii pe proiectul ăla și cea mai gravă este... Și joi, miercuri, mă duc la București la raport, la CNI, somație cu toate alea, să spunem ce facem cu obiectivul Casa de Cultură Certac, care este cea mai mare gogoriță care s-a putut face asta din Moldova, și bazinul de not olimpic. Da? Adică discutăm de niște obiective pentru care, la momentul acesta, nu avem debit, nu avem o factură, că trebuie să o plătim, dar avem niște contracte, niște angajamente care trebuie să le respecti în familia Baciu. Eu cum pot să fac un angajament care nu pot să-l plătesc? Exact așa este și la primărie. Cum poți să faci un angajament de peste 10 milioane de RON la momentul acesta fără să te bazezi pe ceva? A, o să plătească ăia care vin după mine, nu? Păi ce fel de angajament? Dacă rămânea în continuare, ce făcea? Nu știu, domnul consilier. Și mai e o chestie. Probabil că rezolva treburile mai bine decât le rezolv eu. Această canalizare eu nu o pot folosi. Pentru ce mi-a făcut-o pe toată. Bun. Haideți să închidem aici discuția. De fapt, ultimul că există. Ne așteaptă colegii de la, poliția locală și văd și de la ISU, nu? Și de la ISU. Dar ISU... Observatori. Invitați.
Foarte bine, ședința este liberă și participarea este... Ședința este publică, poate să participe oricine. Numărul 12 pe ordinea de zi, prezentarea petiției compartimentului de poliție locală din aparatul de specialitate al primarului orașului Sănic Moldova, adresată Consiliului Local al orașului Sănic Moldova. Prezintă polițist local Miller Cătălin Răducu. Domnul Miller, aveți cuvântul. Vreau să vedem de prezența Consiliului Local în data de 26, care s-a votat încetarea votărului americană. Noi manifestăm un pic nemulțumirea. Și vă spun și la voastră, credeți că se face mare economie la bugetul local cu 2500 de ron din suspendarea votării normei noastre de cană? Vă întreb pe dumneavoastră. Asta dăm pe lună, nu? Da, pe lună. Da, pe lună. Eu cred că aici, dacă vreți să răspund eu ca inițiator... Nu, eu aș dori să... Îmi cer scuze, domnul primar, să dați voi, fiindcă domnii de la Poliția Locală sunt nemulțumiți, în primul rând, de faptul că eu am pornit această dezbatere. Domnul Jules, dacă dați voi, ca președinte de ședință, eu știu că este un subiect foarte... Delicat. Delicat, da. Și aș vrea să păstrăm o disciplină, totuși. Să facem în felul următor. Să prezinte domnul Miller, dacă mai are reprezentare. Noi să răspundem la întrebări și aveți... Domnul Miller ne-a pus o întrebare, nu mai prezenta nimeni. Să prezinte ce-și dorește. Să ne dați voie să răspundem la întrebări. Cine vrea să răspundem. Aici era bine când începuse domnul primar, că a fost inițiatorul acestei măsuri, pe care nu am aprobat-o. Și tocmai vrea să explice de ce a inițiat această măsură. Vă rog. Nu e mai multe întrebări. Bun, pune toate întrebările, domnul Miller, puneți toate întrebările, când v-ați terminat expunerea, pe baza la 3-5 o întrebare câte aveți, noi vă vom da răspunsul, în așa fel încât să avem o disciplină cum a propus doamna președinte de ședință, bine? Noi am fost prinși o... Deci prima este, dacă suma asta este mare sau nu din punctul nostru de vedere. Am reținut. A doua întrebare. Noi am fost prinși în urma de hrană până în luna decembrie. De ce ni s-a suspendat norma asta de hrană? Dacă noi aveam bani prinși la bugetul local? Aceia sunt bani teoretici. Da. Aici nu avem nimic. Ați auzit că suntem suspendați cu conturile. Aia sunt bani teoretici. Și ce vină avem noi ca polițiști locali? Păi trebuia să vă asigurați că sunt bani la buget. Dar noi ce vină avem? Asta vă întrebi noastră. Noi ce vină avem? Că nu sunt bani. Nu, exact, pentru adică vă prezentați punctul de vedere când am terminat fiecare ia cuvântul și eu. Aveți ceva, mă cer scuze, ceva dispus mai mult decât adresa asta pe care ați semnat-o? Mai mult de atât? Mai mult de atât? Mai mult de atât nu. Este ceva din domnii consilieri care n-au citit adresa și ar trebui să o citiți aici, voi? Și ce să vă spun? Dumneavoastră sau consiliul local? Adresa pe care am făcut-o noi către primărie? Da. Ar fi mult mai mult de spus, domnul Jules, pentru că dumneavoastră, după cum văd eu, și am auzit și discuții mai așa, aveți o mare problemă cu banii publici. Adică vă îngrijorează foarte mult banii publici de pe Slănic Moldova. Atât timp cât dumneavoastră, care ne-ați făcut chiar slugi în ședința trecută, nu aveți activitate pe Slănic Moldova. Dar nu contribuiți cu niciun leu la bugetul local al Slănicului Moldovei. Vreau să sunteți la Târgu Ocna. Ai conștiință de chestia asta? Eu așa știu. Deci ești sigur? Da, sunt foarte sigur. Dumneavoastră aveți și mardătorii către OATS Dărin Moldova. Dacă dați voi, eu cum da. Ședința asta și dacă dați voi să vorbim despre subiect, aș subiect despre domnul Jules. Da, întrebat domnul Jules dacă mai avem mai multe. Sunt mai multe lucruri dispus, sigur. Dar nu este în ședința asta, nu este prins pe... Deci dacă dumneavoastră ați considerat... Dacă dumneavoastră ați considerat să ne suspendați sau să ne luați norma asta de hrană, trebuie să facă într-un mod civilizat, fără să fie înjigniți, pentru că noi nu suntem slugile nimănui. Da. Nu suntem nici slugile primării, nici slugile comunității, au să nu nimic. Da. Venim și noi la... Dacă dumneavoastră... Lasă-mă să spun eu punctul de vedere, că văd că are un punct de vedere sănătos și mai o să-l exprimăm și noi. Da. Da. Este dar haideți să lăsăm, domnul Miller, v-am rugat și vă rog încă o dată să faceți toată prezentarea, că altfel este o discuție la ieșire. Înțelegeți, dumneavoastră, chestionați acum primarul și consiliul local. Mai dar dacă ați spus că aveți o pledoarie pentru consilier local și nu mai vă rog să nu faceți dați numai domnul Miller, pentru că nu este numai domnul Jules consilier local, ci toți cei care sunt aici,
Aveți o plătărie prin care încercați să ne convingeți. Păi când domnul Jveț ne-a jignit, de ce nu a luat cuvântul un alt consilier? Întrebarea concret. De ce ne-a jignit domnul Jveț? Asta este întrebarea? Da. Nu, de ce un alt consilier nu a luat cuvântul atunci când am fost jigniți? Bun. De ce nu s-a ridicat? De ce nu s-a ridicat? Când ți-a iei cuvântul în ședință cum vreți dumneavoastră. Dar de ce nu s-a ridicat nimeni în picioare? De ce nu s-a ridicat nimeni în picioare? Să spună, domnule, stați o leagă, și ei sunt niște angajați. Sunt niște angajați ai primăriei. Nu vă supărați, n-am fost aleși aici, dumneavoastră, n-am fost angajat. Noi suntem aleși. Și dacă tot nu sunt bani la bugetul primăriei. Da, domnule. Ai un tocmai extraordinar, să zic că nu e problemă. Domnule Cazacu, nu vreau să termine întrebările și spune cum trebuie să fac eu un ședință și cum trebuie să facă Consiliul Local. Un angajat al primăriei spune cum să procedeze Consiliul Local. Bravo! Extraordinar! Mai aveți întrebări? Atât timp suntem întrerupți și mai ai nevoie să pune întrebări. S-a înscris la cuvânt. Există un pregătit de legă pe care trebuie să ne păstrăm. Dacă vroiați, luați cuvântul, trebuia să vă înscriți la cuvânt. Domnul Miller s-a înscris. Dumneavoastră, am și o întrebare. Dumneavoastră vi se pare normal ca noi polițiști locali, care avem niște responsabilități, să avem același salari ca și femeia de serviciu, a doamna Linuța? Avem și noi niște responsabilități, nu? Avem... Asta a fost o pedeapsă. Eu așa o consider. O altă întrebare. O consider. O altă întrebare, domnului Jveț. Să-mi spună dânsul de ce ne-a jignit, de ce am fost jigniți. Am spus. Atât. Mai aveți o întrebare? Nu, atât. Îmi dați voie să vă răspund? Vă rog frumos. Haideți să facem ordine. Deci prima întrebare care avem de la dânsi este, considerați că 2500 de RON pe lună reprezintă într-adevăr o economie la bugetul local? Și aș vrea să se scrie la cuvânt cine vrea să răspundă la întrebarea asta. Dintre consilierii locali, pentru că este adresată consiliului local, nu primarului, nu invitați-vă. Deci din consiliul local. Domnul Miller, dacă mai aveți de adăugat, vă rog să adăugați și după aia lăsați-ne să putem. Ținând cont, poliția locală pot să justific rapoarte de activitate, au adus bani la bugetul local. Din chitanții, autorizații, procese verbale încheiate absolut tot. Avem. Nu, în momentul ăsta. Deci cine se înscrie la cuvânt să răspundă la întrebările polițiștilor locali dintre consilierii locali? Trebuie să mă bine, dumneavoastră obligatoriu, că ajungem la întrebarea care vi se adresează direct la întrebarea, răspundeți dumneavoastră, nu altcineva. Eu nu vreau să răspund la întrebări, pentru că le știu, le-am auzit, au și nemulțumirile lor și noi trebuie să fim înțelepți de data asta, dar aș vrea să punctez altceva. Sunt oameni tineri, sunt oameni care, într-adevăr, fac muncă în acest oraș. Se ocupă de paza obiectivelor, se ocupă de turiști, de localitate, de tot ce se întâmplă în Slănic. I-am văzut de multe ori și la izvoare, i-am văzut și pe jos, pe căile de acces din Slănic, Moldova. Ei consideră că e o pedeapsă. Poate că așa este. Dar aici vin și fac o paranteză. Într-o casă în care doi oameni nu colaborează, s-o soție, la un moment dat se despart din cauza asta. Dacă ar colabora, probabil că nu s-ar ajunge la o astfel de situație. Eu cred că în această situație ar trebui ca domnii polițiști, care sunt școliți, care sunt îmbrăcați, care au o mașină cu care se deplaseze, deci s-au făcut niște investiții în acești oameni, sunt tineri, au și ei familiile lor, să facă o discuție în patru ochi, dacă vreți, cu comandantul dumnealor, care este domnul primar. Deci eu cred că e vorba de o animozitate creată artificial. I-aș ruga pe toți consilierii să gândească așa cum gândesc eu, iar domnul primar, în calitate de comandant, să facă o discuție cu domnii polițiști și să găsească soluțiile cele mai bune pentru toată lumea. Asta a fost. Da, aș vrea și cine eu. Cine ar vrea, vă rog, domnul, să vreți să răspundeți la întrebări sau vreți să adăugați ceva? Tot despre contextul acesta, vizionare de poliție. Dacă mi-aduc aminte, motivația domnului primar a fost vis-a-vis de o atitudine necorespunzătoare a dumnealor, pentru o perioadă să luăm o măsură, să vedem dacă înțeleg ceva. Dimpotrivă, nu numai că n-au înțeles nimic, acum se constată că vor să spună cum să procedăm noi, cum să ne comportăm noi, consiliul. Vă rog. Ai vorbit. Cum să ne comportăm noi, mă întreabă de ce nu m-am ridicat în picioare să-l înfierez pe domnul Jveț și alții și alții. Dumneavoastră a spus că s-au făcut investiții în ei, că au fost școliți. Corect. Eu nu văd rezultatele școlirii cu un astfel de comportament. Când el este angajat la primărie și vine să spună consilierilor și primarului cum să procedeze după el, da? Cum vede el că ar trebui să se comporte Consiliul Local. Eu nu văd rezultatul unei educații, atitudinea asta. Mai departe,
Eu voi propune desființarea poliției locale, decât așa, mai bine deloc. Cine mai se mai scrie la cuvânt? Domnul primar, aș vrea să... Da, eu pentru că... Venim cu desfigări. Păi la sfârșit veniți dumneavoastră dacă aveți de adăugat. Mie mi se pare că... Ne-am așteptat să spuneți ce aveți de spus, tot ce aveți de spus. Nu, dar ei sunt niște obraznici, care n-are rost să stăm aici să ne batem jocurile de alții. Mie mi se pare că dintr-o acțiune concretă, clară și benefică comunității, am transmis un semnal că noi am avea ceva cu cineva, respectiv poliția locală. Am argumentat că această economie de 2450 de RON este o sumă în aparență mică, dar în realitate foarte mare pentru bugetul local. Și am argumentat acest lucru. Eu, în schimb, am avut discuții, domnul consilier Cotescu, cu fiecare dintre dumnealor. Am, de când am venit, fișa postului domnului Miller este de coordonator și am avut discuții între patru ochi cu dumnealui în care i-am spus că vreau să văd o atitudine proactivă a dumnealor în față de comunitate. Că dacă această atitudine care au față de consilierii locali, o au și față de cetățenii care plătesc impozite și taxe, este dăunătoare acestei comunități. Nu poți, dacă față de primar, față de consilier, ai o atitudine de genul acesta. Când te duci față de bătrânul ăla sau bătrâna aia acolo, orice cum faci? Cetățean, dar nu asta este problema. Problema este că sunt nemulțumit și vă spun în Consiliul Local de faptul că noi suplinim activități ale Poliției Naționale. De ce să stea polițistul nostru local duminică acum pe drumul european în zona izvoare unde foarte bine l-ați sesizat dumneavoastră, da? Nu. De ce pe cheltuiala noastră a contribuabilului nostru nu vă învinovățesc? Nu învinovățesc Poliția Locală. Așteptați să termin. De ce să stea polițistul nostru local și să nu stea polițistul național? Polițistul nostru local să facă altceva care să ne aducă niște beneficii de respectarea disciplinei în ceea ce privește construcții, mediu și toate celelalte și trebuie să facă treaba Poliției Naționale care este pe buget de la Guvernul României, da? Adică părerea mea este că prea am avut noi grijă să rezolvăm toate problemele Slănicului cu polițiștii locali și cu ocazia asta rezolvăm de fapt niște probleme care ar trebui să le rezolve Poliția Națională. Domnul primar, Poliția Locală, dacă am înțeles eu, este o organizație plătită și pusă în slujba Consiliului Local și a primarului pentru a rezolva probleme acestei comunități. A Consiliului Local, doar a primarului, direct. Bun. Mulțumesc. Poate că aveți a primarului. Deci dacă el este un instrument pus al primarului pentru a rezolva problemele din această comunitate, înseamnă că el trebuie să fie un instrument eficient care să-și atingă scopurile pe care le-ați definit dumneavoastră. Da? Eu constat aici că ei sunt într-un război, că vin, au atitudine de astea, că ne spun ce să facem, folosește o astfel de organizație. Dumneavoastră se duc la școala de polițiști unde le spune tot ce drepturi au polițiștii și competențe, ceea ce nu este rău. Dar nu le spune de unde sunt resurse ca să pui aceste drepturi. Dacă îi plătește tot aia care... Dumneavoastră știți că cei la ISU nu au ținută, nu au uniformă la ISU. Uite, cu 2500 de lei pe lună, în 5 luni de zile, cumpărăm 5 uniforme pentru ISU și să prezintă civilizat la servici. Știți că domnul muncitor necalificat la piață, Radu, care muncește de rupe pământul, nu are salopetă pe inventar. Nu are salopetă, el muncește și strică pantalonii și cămașa lui. Nu-i corect, trebuie să-i cumpărăm salopetă. Ia ca ce facem noi cu 2400 de lei, dar ăștia sunt mult mai mulți bani. Dacă putem scuti 2 lei, 20 de lei, o să-i scutim și pe ea. Dar n-ați înțeles că reducerea acestei, reducerea care am propus-o și consilierul a aprobat-o, are ca scop nu o răzbunare, ci chiar o economie la bugetul local.
Asta nu ați înțeles și vom face economii cât, cât putem de mult. Nu sunt 100% de acord cu propunerea domnului Cazacu să desființăm poliția locală, dar nu exclud acest lucru. Pentru că eu... Eu v-am spus în discuțiile private care am avut cu polițiștii, am spus așa. Târgu Ocna are poliție. Târgu Ocna are poliție locală? Nu are. Oneștiu are poliție locală? Nu are. Și ce localitățile astea s-au dus de râpă când au poliție locală? Da. Nu ai ce căuta în instrumentul ăsta al primării o zi. Îți spun eu, nu te văd. Ăla ca și primarul o zi nu te țin. Dacă ați fi. Dacă ați fi. Dacă ați fi. Dar nu sunt. Mare lucru. Deci vă rog, păstrați. Cine vrea să vorbească, să se înscrie la cuvânt. Norocul comunității să nu sunteți. Altfel se părăsește sala. Deci cine nu se înscrie la cuvânt și vorbește fără să se înscrie, să iasă din sală. Vă rog, asta aici nu suntem la... Eu revin la ceea ce spuneam. Cred că ar trebui o discuție între domnul primar, comandantul și domnii polițiști, într-un cadru restrâns în biroul domnului primar, pentru a se denumi aceste probleme. Eu vă spun ce vom face. Vom face în felul următor. Îi dăm dreptul la replică domnului Jvet și încheiem aici. Pentru că nu poate să se scrie fiecare. Da. Domnul, dacă, domnul, doar dacă domnul primar a terminat ce avea de spus. Domnul primar, dacă vreți să terminați. Eu n-am terminat, dar nu, nu vreau să vă da, termină domnul primar ce are de spus, dăm dreptul de replică la domnul Șveș și încheiem aici. Și mă ridic și eu în picioare, ca să fiu poate puțin mai vocal. Vreau să vă spun că această atitudine de a urmări interesul personal de angajat sau de cetățean, mai presus decât interesul comunității, pentru mine nu este o atitudine care o să o tolerez. Constat că poliția locală este doar cei care au venit în față, dar constat de aproape două luni că în primărie este aceeași atitudine. Există oameni care își urmăresc doar punctul și virgula vis-a-vis de drepturile lui de angajat. Nu este posibil să abuzezi 100% de dreptul de angajat și să nu oferi 100% din ceea ce trebuie să faci. Nu este posibil așa ceva. Avem coleg de muncă care în momentul în care l-am pus la treabă a făcut un șoc. Nu știu cum se cheamă ăsta, că are certificat medical și a venit cu certificatul medical că s-a îmbolnăvit că l-am pus la treabă. Nu există chestia asta. Nu vorbesc de poliția locală. Vorbesc în general de o atitudine. Dumnealor au venit în față și se constată. Vi se confirmă dumneavoastră această atitudine, da? Vreau să vă spun că exact cu această atitudine mă confrunt zilnic cu majoritatea angajaților de la UAT Sănii Moldova. Ca să știți. Dacă le permiteți în continuare, o să vă și-și bată, nu? După cum îi văd eu, data viitoare vă bat. Nu sunt departe de asta. Mie nu mi-e teamă să primesc. Că nu suntem cumiți, o schimbată. Știți ce mă surprinde? Sigur. Că eu am crezut că am epuizat discuția cu dumnealor și le-am și spus, doamne. Asta e paranoia, pur și simplu, ce se întâmplă aici, bine că e filmat, să vezi niște angajați care să vină să facă ceea ce fac aici, e umilitor pentru toți. Dar mandatul trecut de genou. Domnul, vă rog, haideți să lăsăm pe domnul primar. Bun, eu vreau să... Vă să... Vreau... Chiar dacă nu sunt primar, o să vezi dumneavoastră domnul. Eu vreau să vă asigur de următoarea chestie. Da. O să fie ordine. E filmat da? Da, o să facă ordine. Bună, haideți să... Deci vă rog să păstrăm ordine, altfel încheiem ședința aici și cred că este normal să-i dăm dreptul la replică domnului Jveț, pentru că i s-a adresat o întrebare directă. Și după asta încheiem ședința. În primul rând, aș vrea să-l cunoaștem. Din nefericire sau din nefericire, eu nu vă cunosc foarte bine și dumneavoastră. Suntem veni mai din curând în coace. Vă rog să lăsați în locul vostru. Nu știți așa cum am lăsat la rândul voastră. Nu, dar haideți să nu stii. Nu facem dialog. Cum vă numiți, domnul? Păi nu, acum am spus. Cum vă numiți? Sau cum vă numiți? Cum vă numiți? Eu am o întrebare de voastră, dacă îmi permiteți să vă numiți. Nu ați spus cum ne cheamă. Nu, totuși, îți permit să-mi pui încă nicio întrebare. V-am întrebat. Fiecare dintre dumneavoastră a semnat acest document. Vă rog să vă prezentați. Cine este domnul polițist local Miller Cătălin Răducu? Bună ziua! Cine este domnul polițist local Ionel Alexandru? Eu sunt. Nu spune, nu te cunosc.
Să știu numele și persoanele. Ăștia nu o trebuie. Cine este domnul polițist local Anton Viorel? Și cine este domnul polițist local Meșter Cascaro? Așa. Și Ceangău, fă că nu e tipărit aici, nu e. Ceangău Alexandru... Tarcizi, da. În fine. Bun. Sunteți mai aproape de mine, domnul Anton Viorel? L-am mai spus, dacă nu înțelegeți... Mă rog, dumneavoastră. Știți ce e la un dex? Hai, lăsați-mă cu dexul. Acum nu mă faceți ce e la un dex. Să facem cum... Să învățăm gramatică. Acum, așa. Dumneavoastră, mare asistent, ce sunteți, nu mă învățați pe mine gramatică. Am luat mine din întâmplare un dex. Ca să stabilim ce e a slugă. Unii mai deștepți să nu spuneți că spun eu. Cunosc, au proprietatea cuvintelor. Și noi trebuie să căutăm aici cuvântul slugă. Căutați, înainte de... Vă rog frumos, vă rog frumos, ascultați, dacă nu ești. Nu e o problemă. Nu, vă rog, nu putem continua așa. Păi, dar nu se poate. Spuneți ce aveți de spus. Deci, în primul rând, eu nu am spus că sunteți slugi. Am spus că ar trebui să fiți niște slugi. Este înregistrat. Și am spus că eu sunt sluga comunității. Da? Exact. Domnul Miller. Slugi către această comunitate. Lăsați-l să vorbească dacă nu închidem ședința și asta e. Până caută cuvântul, s-ar putea să treacă ziua. Nu contează, avem toată ziua. Avem. Deci vă rog să lăsați, dacă nu vă rog să ieși din sala de ședință. Asta știți voi să faceți. Exemplul ăsta îl dați dumneavoastră. Ca și unul organe care face liniște de gratare toată ședința. Haideți, vă rog frumos. Aveți o atitudine de... Vă rog frumos. Așa ceva va fi sancționat. Deci am fost de ședință și suspendăm acest punct. Nu se poate. Votăm. Cine este pentru suspendarea în acest moment a acestui punct? Cine este pentru suspendarea acestui punct? Păi nu, dar domnul Jeț nu o să pună un sfârșit. Eu vă rog, pot să facem să termin. Am fost jignit, n-am nicio problemă. Da? Vă rog frumos. Nu s-a încheiat. Vă rog frumos, lăsați-mă să termin. Deci, dar trebuie să lăsăm pe domnul Jeț să continue, să vorbească, că pe dumneavoastră v-am lăsat. Ei nu o să vă lase, domnul Jeț. Lăsați-l acum pe domnul Jeț. Deci, persoana angajată pentru a murci, conform dexului, în gospodăria sau mica întreprindere a altuia, fiind plătită în bani sau în natură. Cuvântul vine din sluger, care era titlul unui boier pus de domnitor să administreze bunurile, să aprovizioneze curtea domnească. Deci dregător în țara românească și în Moldova, însărcinat cu aprovizionarea curții domnești și a armatei, rangul și atribuțiile varăind de la el până la alta, în fine, de la un principat la altul. Titlul purtat de un boier, sluger, slugerie. Boierul nu primarul și consiliul local. Nu, primarii, boierul. Și comunitatea, da. Gospodăria. Este o metaforă. Deci haideți, vă rog, să lăsăm. Așa, ca să lămurim ce înseamnă slugă. Au venit comuniști și au considerat... Nu știe nici să scrie, ce să știe treaba asta, mai pierde timpul de ceva cu el. Să știți cum stă, dacă dumneata... Domnul doctor, nu mai pierde timpul de ceva, că el nici nu știe să scrie, domnul mai... Haideți, domnul Jeț, haideți să terminăm. Deci v-am explicat una la mână. Cine contează pentru... Nu, vă rog, rămâne numai consilierii. Ședința este închisă oficial, invitații îi invit să iasă din deci, sala. Deci fiți siguri că la următoarea decizie Consiliul Local nu mai execută. Să ne facă legitimație. Să distribuim legitimații și alte chestii organizate. Deci vă rog, s-a încheiat ședința. Dacă aveți să discutați cu domnul Șbec, discutați cu timpul.